Bună ziua! Numele meu este Niculina Gheorghiță, sunt psiholog clinician principal, terapeut relațional Imago și prezentator certificat internațional de workshop-uri Imago. În această zi minunată din luna iubirii aș dori să vă aduc în atenție o carte extraordinară, foarte necesară părinților care doresc să-și crească copiii în conectare, siguranță, exprimarea vitalității, structură caldă și susținere. Este cartea prin care noi ca părinți realizăm că transmitem copiilor ceea ce noi am primit în primii 7 ani de viață. De aceea, părintele care dorește să devină conștient are nevoie de această carte pentru susținerea acestei intenții. De asemenea, această carte te îndeamnă la a lucra conștient pentru transformarea ta ca părinte din interior spre exterior, pentru o viață manifestată în iubire și relații armonioase. În această carte puteți afla cum integritatea și sănătatea copiilor depinde integritatea și sănătatea adulților ca indivizi și ca parteneri de viață. Aflăm cum copiii își însușesc maturitatea emoțională și morală a părinților, dacă aceasta există. Astfel, părintele care se angajează în acest proces de a deveni părinte conștient de dragul copiilor, dă dovadă de iubire divină. În această carte veți găsi pașii dialogului intenționali sau vindecător și anume. Oglindirea este pasul care reflectă corectarea lucrurilor auzite fără a schimba nimic. Oglindirea îndeplinește o nevoie esențială a fiecăruia dintre noi și anume, te aud. Validarea este observarea adevărului perspectivei celuilalt și menținerea propriei perspective. Validarea, cel de-al doilea pas, îndeplinește o a doua nevoie esențială și anume, te văd. Și empatia, care e al treilea pas, înseamnă simțirea sau imaginarea emoțiilor pe care cealaltă persoană le experimentează în lumea lui interioară. Adică îndeplinește cea de-a treia nevoie esențială și anume te simt, te am în inima mea. Fiecare dintre noi avem nevoie să fim auziți, văzuți și simțiți. Prin aceste nevoi satisfăcute ne simțim în siguranță, conectați, în comuniune și trăim viața. Îi dăm sens vieții și prin aceste nevoi împlinite ne putem dezvolta în direcția evoluției atât noi cât și copiii noștri. Prin oglindire, validare și empatie, atât emițătorul, copilul sau părintele, cât și receptorul experimentează un sentiment înalt al sinelui și a legăturii care rupe simbioza și o înlocuiește cu o armonizare empatică. Astfel, din aceste considerente, parentajul conștient, înțelegem că este o disciplină spirituală. Și acum, dacă v-am făcut suficient de curioși, această minunată carte, care este necesar să fie studiată de orice părinte, cu pixul și agenda în mână, se numește Dăruiește iubirea care vindecă, de Harville Hendricks și Helen Lakely-Hunt, părinții terapiei relaționale Imago. Să avem zile minunate, trăite în conectare, siguranță și susținere. Numai bine!